S-a născut în România într-o familie de catolici. De mai bine de 20 de ani trăiește în Germania, iar în prezent este un membru de bază al comunității ortodoxe românești din Saarbrücken. Ne mărturisește cu emoție că cel mai important moment al vieții lui este convertirea la ortodoxie. Vă invităm să-i descoperiți astăzi la Secvențe Trinitas povestea de viață a lui Vasile Spitzlender. Rumänische Orthodoxe Kirchengemeinde Spitzlender, guten Tag. Ah, bună ziua. Vorbiți românești? Da, sigur că da. Da, da, spuneți, cu ce puteți să vă ajutăm? Mereu deschis la nevoile celor din jur, mereu aproape de semeni. Așa l-am cunoscut, așa ne spun toți despre el. Corect și punctual ca nemții, cald și iubitor ca românii. Așa este fratele Vasile. Alfred Vasile Spitzlender, șeful unui birou de consultanță și mediere din orașul nemțesc Zarlui, este cântăreț la strană și totodată epitropul parohiei ortodoxe românești din această zonă, ce își are sediul în capitala landului Saarland, Saarbrücken. Biserica aceasta, comunitatea de acolo, sunt sufletul și împlinirea lui. Tot ceea ce am primit de la Dumnezeu și tot ceea ce vreau să mulțumesc lui Dumnezeu de ceea ce este frumos aici, trăiesc aici, mă simt acasă, asta este casa mea, casa Domnului. Dar până aici, până la această regăsire și liniște lăuntrică, drumul lui nu a fost unul ușor și nici unul scurt. Născut în România, într-o familie catolică de etnici germani, Alfred Vasile a fugit în 1989, înainte de căderea comunismului, în fosta Germanie Federală. A primit statut de refugiat, iar aici a luat-o de la zero. Avea 27 de ani, toată viața înainte, multe speranțe și multe întrebări la care căuta răspuns. Avea mai cu seamă un dor imens de Dumnezeu, de divinitate. În Germania am luat-o de la zero pentru că toate calificările dobândite în România aici nu au fost imediat recunoscute, toate studiile care le-am făcut în România nu au fost recunoscute aici și a trebuit să iau de la zero, lucru care m-a favorizat pentru că am putut să-mi resetez viața de la zero, adică să găsesc calea care de fapt o căutam și mă doream întotdeauna. Ajungând ca refugiat din România aici în Germania, Biserica Catolică, ajungând eu aici, cel puțin am simțit-o foarte rece. Depărtându-mă așa încet de la Biserica Catolică, pentru că nu mă regăseam în ea sub nicio formă, doream, ardeam, eram pur și simplu avid de credință. De credință nu pot să spun că am fost avid, dar am fost avid de legătura cu Biserica, cu Dumnezeu, de a avea un contact permanent. Biserica Catolică, din păcate, nu vreau sub nicio formă să atentez la integritatea Bisericii Catolice, dar nu mă oferea ceea ce mă așteptam eu de la viață și cu ajutorul lui Dumnezeu pot să spun că am găsit pe cineva care, știind și cunoscând, bineînțeles, 50%, să zic așa, obiceiurile ortodoxe, crescut fiind în România într-o entitate paralelă, am găsit aici pe cineva în Saarland, sau Dumnezeu a rânduit ca să ajungem împreună în Saarland și este vorba de Părintele Paroh, Părintele Papa Constantin, care împreună am reușit să recâștig calea spre Dumnezeu, să întorc din nou fața spre Dumnezeu. După multe căutări, a găsit și răspunsurile și liniștea, iar toate acestea au fost încununate într-o primă zi de ianuarie, când, de prăznuirea Sfântului Vasile cel Mare, al cărui nume îl și poartă acum, s-a convertit la ortodoxie. Dorința mea de a trece la ortodoxie am exprimat-o, am vrut, dar n-am avut niciodată un termen fixat exact, în data de vom trece sau vom face mirungerea. Dumnezeu a rânduit ca într-o seară de 31 decembrie, înainte de noaptea de Revelion, să mă lumineze și să-mi dea gândul cel bun și l-am rugat pe părinte la ora 10 seara și am zis, părinte, eu mâine vreau să trec la ortodoxie. Surprins, dumnealui, bineînțeles, a încercat și a reușit și mulțumesc lui Dumnezeu și părintele, bineînțeles, că a reușit să facă și să organizeze totul. În momentul când am trecut la ortodoxie, am primit, bineînțeles, onorând și ziua Sfântului, din ziua care am fost, este numele de Vasile, nume care îl port cu cinste și mă bucur foarte mult când mi se adresează cineva
cu fratele Vasile sau Vasile, mă simt împlinit. Înainte, toată lumea vă cunoștea sub numele de Alfred. Da, toată lumea mă cunoștea sub numele de Alfred. Un nume frumos, un nume care l-am purtat destul de mult timp în viață, un nume care mi l-au dat părinții, de care m-am bucurat foarte mult, dar nu-l pot compara cel primit numele, Vasile, de la Mirungere, cu cel purtat anterior. Este cu totul diferit. Numele de Vasile este ceva sfânt pentru mine, cel puțin. Pe toate le rânduiește Dumnezeu. Pentru noi pare paradoxal ca un catolic care a trăit mai bine de 25 de ani într-o țară ortodoxă să descopere calea cea dreaptă după alți aproape 25 de ani într-o țară în care religia lui era de această dată majoritară. Pentru el, nu. Calea cea dreaptă nu ține de un loc anume. Calea cea dreaptă o poți găsi în Africa de Sud, calea cea dreaptă o pot găsi în asta. Eu cred că este mai mult, momentul acela este o chemare. Mai mult, Dumnezeu îți deschide, îți arată calea, Dumnezeu îți dă gândul cel bun. Dar cred că momentul potrivit este gândul cel bun, acceptarea acestui gând cel bun și, bineînțeles, dorința de a schimba ceva în viață. Și eu cred că la mine s-au împlinit toate și mulțumesc lui Dumnezeu că suntem așa cum suntem astăzi. Și a fost să fie aici, în Saarbrücken. Asta a fost mai mult decât o coincidență. A fost aici să fie în Saarbrücken, lucru care mă bucură enorm de mult, pentru că, trebuie să spun, după aproape 30 de ani trăiți aici, în lui Saarbrücken, aici suntem acasă. Germania este acum acasă, iar familia lui este parohia ortodoxă românească din Saarbrücken. Coordonează alături de părintele paroh Constantin biroul de integrare și este, datorită funcției și poziției sale, un ajutor de nădejde pentru toți românii de aici. So, könnte ich bitte die Geburtsurkunden und Taufurkunden für 2016? Dankeschön. Fratele nostru Vasile este trup și suflet față de biserica și de comunitatea noastră. Sunt foarte mulți români care vin, au o nebuloasă, nu știu ce înseamnă să trăiască în Occident, se izbesc de limba germană, nu o cunosc, se izbesc de legile de aici, nu știu încotro să meargă, unde să se ducă și e de mare ajutor atât fratele Vasile, cât și ceilalți care sunt veniți în prejurul nostru, dar veniți doar în acel spirit al iubirii și al respectului dintre români, pe care încerc să-l insuflu tuturor. În viața mea, în ortodoxie, care este o viață foarte frumoasă, am avut plăcerea de a cunoaște pe cineva într-un interviu care l-am văzut și persoana cu care am putut să vorbesc la Metropolia din Nürnberg, pe Maica Siloana. Și Maica Siloana ne povestea acolo, în acel interviu care le dea, că îl ruga pe Bunul Dumnezeu să o facă om în calea celor care îl caută. Este rugăciunea care și eu am făcut-o întotdeauna și o fac și acum întotdeauna și de aceea ce spuneți dumneavoastră că sunt poate un sprijin pentru românii de aici, sunt un sprijin nu numai pentru români, sunt un sprijin pentru toți care caută să primească un ajutor. Și rugăciunea mea este și va fi întotdeauna, fă-mă, Doamne, om în calea celor ce te caută, pentru că ajutându-i, prin ajutorul care le-l dau, un ajutor material, care este un ajutor imediat de care are nevoie, întotdeauna însoțesc acest ajutor și cu o rugăminte în care îi rog să vină la Sfânta Biserică, să vină să aprindă o lumânare, să vină să zic o rugăciune. Și cel mai frumos lucru care mi se întâmplă în momentul când se ridică și zic mulțumesc și spunem împreună, Doamne ajută, este cel mai frumos lucru. Cât dor după Dumnezeu, câtă dragoste pentru oameni și fratele Vasile vrea mai mult, și mai mult dor, și mai multă dragoste, și mai multă jertfă. Cum să-i ajute pe ceilalți? Asta este frământarea lui. O întrebare care mă preocupă nu de astăzi, nu de ieri, mă preocupă pe mine personal. Învățați-ne cum să facem ca cei care vin și care ne ascultă, că prin prisma împrejurărilor chiar în diaspora, având nevoie prin alte împrejurări de noi, ajutați sau dați-ne o povață cum putem cât mai mulți dintre dânsi să-i întoarcem cu fața spre Dumnezeu. Am reușit, reușim. Toți care suntem aici, fiecare, aducem pe cineva la biserică, tot o întoarcere este la Dumnezeu. N-au fost ei undeva pierduți, dar se întorc spre Dumnezeu. Dar vă rog să ne dați, sau mie personal, să ne dați o povață celor cu care am tangență, să mă ajutați cum să-i îndrept cu fața spre Dumnezeu, cum să-i ajut. Eu cred că tot omul are nevoie, în primul rând, de un ajutor concret în viața de toate zilele, în necazurile pe care le are fiecare, înțelegeți?
Și când îl ajut pe om în necazul lui concret, în problema lui, și îl ajuți dezinteresat, fără niciun interes, și poate și spui că, uite, eu te ajut în numele lui Hristos, în numele lui Dumnezeu, că, uite, eu, din mira lui Dumnezeu, sunt om credincios și să știi că mă duc la biserică, avem aici o parohie ortodoxă română și am învățat la biserică și învățăm la biserică să ne ajutăm unii pe alții, să facem bine unii altora. Și dacă îi faci bine, dezinteresați, îl ajuți, omul nu rămâne fără o sensibilitate. Și dacă nu toți, cred că unii, mulți poate, răspund și poți să zici, să spui și frăția ta și să spunem toți, vină la biserică și tu, vină că de la biserică primim mai mult sau primești mai mult decât pot să-ți dau eu. Să-i ajuți pe ceilalți dezinteresat. Acesta a fost sfatul părintelui mitropolit Serafim, venit la Saarbrücken în luna mai a acestui an pentru a sluji Sfânta Liturghie, dar și pentru a boteza cel de-al treilea copil al lui Vasile. Un sfat pe care îl urmează întocmai. La fel de mult cum iubește oamenii, iubește și biserica și slujbele ei. Este prezent la fiecare Sfântă Liturghie și conduce strana. A făcut un curs de cântăreți bisericești, a fost hirotesit citeț și vrea să studieze teologia. Așa și voi, socotiți-vă că sunteți morți păcatului, dar vii pentru Dumnezeu în Hristos Iisus, Domnul nostru. Ace ție, cititorule, strălucește-l inimile noastre, stăpâne, iubitule, Doamne, lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeu, tale, deschide. Nu cred că se săvârșește o Sfântă Liturghie sau o slujbă fără ca fizicul meu să fie prezent, bineînțeles, nu lipsesc niciodată. Cum trăiți liturghia și toate slujbele? Bineînțeles, venim dintr-o confesiune care era asemănătoare cu cea ortodoxă, trăiesc mult mai intens liturghia ortodoxă, pentru că este mai adevărată, mai profundă, mai pe sufletul omului. Adică, într-adevăr, mă regăsesc în ceea ce ne rugăm, în ceea ce se spune la liturghie și, pur și simplu, este ceea ce am căutat. Ortodoxia are o frumusețe de neegalat pe care nu o mai găsim și nu o mai întâlnim la nicio confesiune. Dumneavoastră puteți mărturisi lucrul acesta? Fără doar și pot. Pot și, bineînțeles, pot să-și subliniez, pentru că am trăit o perioadă destul de lungă din viață în altă confesiune. Trecând la ortodoxism, am descoperit, de fapt, adevărată, frumoasă credință și pot să confirm că credința ortodoxă este pentru, și cred că mulți o să împărtășească această impresie, este singura adevărată credință. Fratele nostru Alfred Vasile Spislender a intrat în Comuniunea Bisericii Ortodoxe de la începutul activității părintelui Constantin Papuc aici și prin faptul că s-a apropiat de familia părintelui și l-au cunoscut pe părintele Constantin și a dat seama că părintele este un preot foarte vrednic, un propovăditor, un misionar, un cântăreț de mare calitate. Ne-a organizat și organizează în continuare cursuri de cântăreți bisericești. A format aici, în primul rând, la strană, mai mulți cântăreți care cântă foarte frumos. Deci, fratele Vasile a devenit ortodox și un ortodox foarte activ, nelipsit de la slujbele din fiecare duminică, din fiecare sărbătoare, de peste săptămână și nu numai activ și la strană, el conduce strana, activ în ce privește administrația parohiei, este un stâlp al parohiei. Și cazuri ca dânsul nu sunt puține, aș zice, peste tot locul în parohiile noastre avem și credincioși veniți de la alte confesiuni care au intrat în Biserica Ortodoxă și sunt foarte conștienți de pasul pe care l-au făcut. Este foarte important ca să te angajezi matur în credința pe care o ai. Noi primim botezul de mici și dacă nu suntem educați de mici, uităm de botezul nostru. Dar când vine convertirea la o vârstă înaintată,
atunci oamenii sunt responsabili de actul pe care îl fac și se angajează foarte mult în biserică. Noi nu facem prozelitism, noi accentuăm calitatea vieții noastre duhovnicește și cei care își dau seama de bogăția spirituală, mistică a Ortodoxiei, fac pasul de a intra în Comuniunea Bisericii Ortodoxe. Alfred Vasile și-a ales calea cea bună și este deplin conștient și împlinit de alegerea făcută, de drumul lui. Nu numai că a fost o euforie, nu numai că m-am născut din nou. Eu, de acum, de când am trecut la Ortodoxie, văd o altfel de lume. Dumnezeu mi-a deschis niște căi pe care nici nu bănuiam că ele există. Mi-a arătat niște lucruri care sunt atât de frumoase, nici nu am cuvinte să le exprim. Ar fi, oricum, orice cuvânt aș găsi și orice comparație aș putea să spun, nu se poate compara cu ceea ce realmente simți în momentul când te reîntorci la dreapta adevărata credință. Este pur și simplu măreț, nu există altceva decât măreț și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat această cale. Și mama, astăzi îmi spune Vasile, lucru care pentru mine îmi confirmă încă o dată că ceea ce am ales și ceea ce m-a luminat Dumnezeu să fac a fost lucrul cel corect. În cele câteva zile cât i-am fost alături, am învățat multe de la el. Ne-a povestit câte puțin la o plimbare cu vaporul pe râul Sar și din istoria locului și a oamenilor de aici. Este deosebit de frumos aici unde ne aflăm. Ne aflăm pe râul Sar, râul care trece și prin Franța și prin Germania și se varsă în Mozel. Un râu în jurul căruia s-au făcut orașele Saarbrücken, orașele Saarlouis în Franța, orașele Saarunion, cel mai multe orașe care sunt pe lângă râul acesta. Este legătura între Franța, Germania și Luxemburg. Povestea integrării românilor aici vă dezvăluim într-o ediție viitoare a emisiunii Secvențe Trinitas. Până atunci, să nu uităm ce am învățat de la fratele Vasile. Niciodată nu este prea târziu să pui început bun, să fii pe zi ce trece mai bun în toate, să fii pildă în toate.